Salut și bine te-am găsit din nou. Hai să-ți arăt în continuare ce corelțele am mai primit. Aici am două testere de fapt două sonde. Așa sunt sonde de prelungire. Să zicem că vreau să îmi agăț aici un fir. Haide, cam așa se el. Păi să te agăți aici de un fir și aici îți introduci o banană prin care să citești de pe fix și să stea el lipit. Uite, hai să dau un exemplu. Uite, vreau să mă aleg așa de firul ăsta. Îmi las acest crocodil, bine puțin spus sondă, să-i zic, și pot să-mi coleg de acolo date. Am unul roșu și, opa, unul roșu și unul negru. Am zis că să fie cumva distincte, roșu și negru, cel de aici e la fel. Cam astea două le-am luat pentru partea de osciloscop. Aici am multe plăcuțe din acestea de USB. Sunt aici cu USB Type-C, iar în spatele lor pot să-mi pun o baterie, o celulă de 18650, prin care să-mi folosesc, să alimentez ceva cu 3,7V, 4V, ce merge cu 4V. Orice se poate alimenta cu până la 4V. Pentru că celulele cu litiu sunt foarte răspândite, având acești adaptori, poți să îi folosești și să-i încarc foarte ușor, având o mufă USB Type-C. Practic, n-am nimic de făcut decât să înfig aici mufa și deja ea se aprinde, e deja pregătită. În spate aici pot să-mi lipesc la baterii minus și baterii plus bateria, iar la out plus și out minus îmi pun consumatorul și atunci când scade tensiunea sub 2,8V, să zicem, atunci circuitul de protecție intră în funcțiune și nu dă voie să descarce sub pragul minim acumulatorul litiu 18650, dar nici nu-l lasă să se descarce sau să se încarce, cum ziceam, peste 4,2V. Tensiune care este periculoasă dacă o depășești la 4,2V. Cum se știe, bateriile pe litiu nu sunt foarte prietenoase cu supratensiunea, iar dacă le subîncarci, dacă le descarci foarte mult, ele își pierd proprietățile și nu mai fac nimic pe ieșire. Aici am luat ceva pensete, însă nu prea mi-au plăcut, nu sunt bune, sunt luate de pe Temu, cred că sunt de acolo sunt venite. Dar nu prea îmi plac pentru că sunt foarte fragile, sunt foarte moi, adică partea asta de aici, uite, se și îndoaie, asta de aici se îndoaie și nu mă ajută cu nimic. Dacă vreau să prind ceva mai tare, eventual dacă vreau să țin o chestie de asta așa minimă, ok, bun, funcționează, dar mai mult de atât nu sunt de forță, sunt mai mult, ziceam, de precizie. Sunt și antistatice, dar totuși nu prea mi s-au părut potrivite. Aici mai am niște rezistoare, niște rezistențe pentru auto, 50 de W cu 6 ohm. Rezistențele acestea se pun la becurile LED auto ca să nu dea eroare în bord. Rezistențe. Am aici și o bucată de platbandă, sunt 5 metri, dacă nu mă înșel, platbandă de 0,5 pe grosime, cu acesta se sudează celulele 18650, se pot suda cu aparatul de sudură. Hai să văd, aici am iarăși pentru osciloscop mai sunt niște senzori, niște sonde. Am zis că dacă vreau să conectez aici este partea de osciloscop, da? Așa, cam așa arată. Este o mufă BNC, iar în partea cealaltă vreau să măsor ceva dacă care să stea permanent și sunt cu doi crocodili din aceștia. Unul este roșu și unul este negru. La fel, mie mi s-a părut util dacă pentru cine are osciloscop și vrea să probeze să facă mai multe măsurători. Atenție că este o conectare directă, atenție să nu se ardă osciloscopul. Sunt și niște sonde diferențiale, dar au niște prețuri destul de ridicate. Acelea sunt cu alimentare separată și izolează cumva galvanic intrarea față de ground. Bun, ce mai am aici? La fel, am tot niște sonde pentru osciloscop. Arată cam așa și cred că le pot pune. A, uite, exact așa funcționează. Sunt pentru firele.
tot la fel cabluri să prind, să-mi prind un firicel aici. Hai să fac și zoom. La fel, roșu și negru. Cele două, roșii și negri. Roșu și negru. Le pun și pe ăsta la o parte. Hai să văd ce mai am pe aici. Asta e gol, cred că am avut ceva. La fel, niște rezistențe. Tot la fel de testat surse în comutație, pentru că vreau să testez și căderea de tensiune și la fel să descarc anumite bancuri de baterii. Sunt mai multe modele, am luat ceva mai multe. Da, ăștia sunt, cam ăștia sunt în mare. Le-am pus pe toate aici într-o pungă, iar în partea asta am adaptorul pentru Huawei. Este un adaptor pentru Elfin de la RS485 la Wi-Fi. Nu mai știu dacă l-am prezentat, l-am de ceva timp și nu am, încă n-am reușit să-l folosesc, să-l pun în practică. Aici are și antena, el se conectează așa cu antenuță. Vine frumos cablu ăsta în el, cam așa, și apoi aici are un buton de reset și în partea asta găsim, uite ce găsești în partea asta, este A+, B- și TX-RX. TX-RX. Și pe, nu, este A, B, deci AB pentru RS485 și pe mijloc vine alimentarea lui, că trebuie și alimentat cu plus 12V, plus minus, ziceam 12V. Și de aici pleacă mai departe, îmi citește datele de pe busul RS485 și mi le transferă către face un server TCP și de acolo pleacă mai departe și pot fi citite pe să zicem pe un home assistant sau pot să zic pe altceva diverter și orice lucru care folosește busul acesta RS485. Adică face trecerea dintre partea electrică și partea logică de internet, să zic internet prin local. Aici este și are două șucuburi și partea de prindere. Încă nu am ajuns să-l testez. O să-i vină și rândul lui, iar aici am ceva tresă pentru curățat cablajele. Așa arată, am preferat să o comand pentru că nu m-am grăbit cu transportul și astfel îi ajunge un pic mai greu. Iar aici am un USB de la Miria, pe ăsta l-am cumpărat de la Altex, USB 3.0. Cred că a fost la un preț de 9 lei și de asta mi-a plăcut mai mult. Are o mufă USB Type-C, așa vine cu mufă USB Type-C. Pe spatele lui scrie USB Type-C 4-in-1, deși el a fost setat ca USB 2.0. Aici scrie că este USB 2.0, dar toate porturile sunt USB 3.0. Sau cel puțin așa mi s-au părut că ar fi USB 3.0. Nu știu dacă se vede, aici sunt pin și pe partea cealaltă sunt pin, da. Deci are USB 3.0 și aici. Asta e standul. Bun, cam asta a fost ce am avut de prezentat. O să-mi păstrez acest dongle pe RS485. Uite, aici se vede și cred că duce la site-ul producătorului. Ia să iau un telefon să văd ce pot să scanez, dacă pot să scanez acest cod. Încerc să-l pun și pe ecran mai mare. Hai să văd, dacă mi-l scanează. Da, uite, mi-l scanează și mă duce pe o căutare. Ah, uite, se duce exact acolo. Mini serial server to Wi-Fi modul TCP serial RG45 converter. Este chiar produsul de aici și urmează să-l adaug și să-l configurez ca să citesc datele de la invertorul Huawei. Bun, o să-l las pe ăsta mai deasupra, partea de osciloscop o las mai târziu, pentru că nu mai am osciloscopul momentan. Așa, o să le pun pe toate aici la loc și o să continui cu cel de aici. Bun, cam asta a fost tot, eu am fost Marius și mă uitați să te abonezi la canalul meu. O seară cât mai plăcută!